Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat joi că a simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară, prin eliminarea unor acte. Astfel, în cazul cererilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, se reintroduce referatul de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate ori pe cele ale registratorului de carte funciară, iar termenul de rezolvare a solicitărilor din referatul de completare este de 5 zile de la comunicarea documentului. O altă modificare se referă la eliminarea obligației de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară. Agenția precizează totodată că din documentația cadastrală poate lipsi în anumite condiții și procesul verbal de vecinătate, documentul nemai fiind necesar dacă suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară. De asemenea, semnarea procesului verbal de vecinătate nu mai este necesară în următoarele situații. Pe latura împrejmuită, în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces verbal de vecinătate cu imobilul în cauză, pe latura învecinată cu elemente stabile în timp, drumuri, canale, căi ferate, pe latura neîmprejmuită, dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate stereografic 1970, aflate în baza de date a Oficiului Teritorial, menționează Agenția Națională de Cadastru. Instituția mai arată că, potrivit noilor prevederi, nesemnarea procesului verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau actualizarea datelor acestuia. Astfel, în cazul în care vecinul nu se prezintă pentru a semna procesul verbal de vecinătate, proprietarul poate da o declarație notarială care va înlocui procesul verbal. Pe de altă parte, refuzul semnării procesului verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.